picantul ăsta m-a omorât. Te-o resetat. Bun, am ajuns la Zimandu nou și bineînțeles că suntem la Burger Club. Am venit aici cu Soso, Soso Video, el e împăratul pe editat. El acolo se ocupă de partea de cut, de tot ce trebuie, ca să vă prezentăm vouă video așa cum e fain. Nu mai stăm la discuții, mergem direct înăuntru să mâncăm un burger bun. Ok, am comandat burgerii, eu am comandat un burger din ăsta, cheeseburger. Și tu, ce? Eu am comandat un Big Burger de pui. De pui. Tura asta facem dublu review, pentru că stereo. Contează. Contează foarte mult să știm mai multe păreri. Bun, hai să pregătim telefonul pe TikTok, să-i dăm un live și să așteptăm și întrebările. Au venit burgerii, mulțumesc. Mulțumesc. Haide. Stai să... Stai să parcăm. Uite, ceva de genul arată. În prima fază arată super fain. Avem ceapă caramelizată, salată. Cred că e cheddar acolo, da, ca să aveți murați, mult sos, cheddar. Mult cheddar, exact cum ar trebui să fie. Poftă, nici nu pot să vorbesc de salivă. Ce avem aici la tine? Dă să vedem. Burgerul care conține carne, salată, varză roșii. Să aibă cu de toate. Să știe. Ha! Uite, aici mă întreabă Alburaj dacă mai buși speții. Da, mai buși speții și încă e sucul meu preferat. Mulțumesc, Mario. Hai să-i dăm, să mâncăm. Fain cartofii. Asta e foarte... Oh, un sos picant. Deci cartofii sunt crispy în afară. Încă să-și iau de. Și mai înăuntru. Nu știu ce sos ai tu, dar... Am mai fain. E dulceag puțin. Nu, asta e picant. Asta e picant. E foarte fain. Să poate niște airan? Mulțumesc. Tu vei ceva de bun? Am înțeles. Airanul mă duce aminte de Istanbul. Ai, frate, că nu știi cu ce să încep. Airan mă întreabă. Airanul este o băutură bazată pe iaurt cu apă și sare. Atât. Foarte bun. Hai să începem și cu burgerii. Nu știu cum o să mănânci asta. Așa. Adică trebuie să-l presez un pic. O să-l mănânci pe bucăți, frate. Ăsta e bun. Chifla e foarte faină. Chifla e fain. Pare că e făcut aici, nu sigur, dar așa pare. E un smash burger. Deci nu e o burger salata cu... Salata proaspătă. E crispy salata, e fain. Dar cum am zis, la burger chifteaua e smash burger, nu e pastile. Ai de bun, ai de bun. Îmi zicea că e prea picant. Care-a tău? Da. Nu e prea picant. Ce părere ai? E bun. E ce trebuie. Faine și roșie, are gust de roșie. A, chiar așa, eu am roșii. Nu ai. Nu le simt. Am ceapa caramelizată care e foarte fain făcută. Foarte bun. Aici trebuie. Dar ăsta e picant, dar nu e foarte picant. Păi da, e foarte picant. Vreau. Vrei foarte picant? Da. Ok. Să vine picantul. Acum să vezi ce mă omoară, să vezi cum ce îmi dă. E bun, hai să mai dăm un loc. Cam așa arată. Hai să vedem cum arată așa, cum am mușcat din el. Da, nu-mi pare rău că am venit până aici. Oh, da. Dăm cu airan. E foarte bun și sosul. Asta de burger. Stai că am dat pe mie. Efectiv mă pierd. Mănânc și mă pierd așa în timp ce mănânc. E bun. Aștept sosul picant. Nu mă pot opri de mâncare. Îți vreau să semnez pentru sos sau gust pe propria răspundere? Trebuie să dăm în direct, da? Da. Bun. Acum cred că mai iați să... ca să moară. Ăsta, da. Ăsta e. Mamă, ce picant e ăsta. Acum am zis, acum m-am omorât. Trebuie să beau un pic de airan. Ce picant e sosul ăsta. Mamă, cât are scoviloare. Are un pic o bară.
Haide, capul meu. Na. Asta are 500.000. De cu dulce de la mine. Am și ăsta, ăsta e dulce acum. Mama. Încă o dată mânc și plâng. Deci ăsta poți să, dacă cineva pică pe marginea drumului și inconștient, dai ăsta resuscitare direct. Vrei și sos? Nu. Papă tot. Hai, aici mă rupe, dar îmi place. Hai, ia și tu un pic din ăsta să vezi cum e. Nu, mersi. Hai, mă, mă ia aici singur. Hai, ia să vezi. Dar nu așa, de mai mult. Retro fitness. Retro, aici, papă, ține-ți. Ai picat? Foarte picant. Prea... Ai văzut cum că un alt sos de-al nostru? Care nu este picant de data asta? Na. Miere, dă-i cu miere. Hai, doar. Nu știu, șervețele. Că motiv de plâns avem. Ai, frate. Mamă, că deja s-o ghid, frate. Un sos sweet chili. O să sui chili. Da, și îți duc o porție de cartofi dacă vrei. Mai du-te, rog. Dacă vreți picant, ăsta e locul. Și dacă nu vreți. Hai să văd cum e ăsta. Ăsta e sweet chili. Ce mai simte chili în ăsta? Ăsta e sweet. Hai, am început să-mi revin. Ce bine. Deci ăsta nu mai e sweet chili, e sweet. Adică, uite, efectiv plâng, uite aici. Și mi-e frică să dau la ochi șervețelele, că sunt pe mâini cu picant. Picant fix. Hai, mai e un. Nu mai. Hai să vină la întrebări. Paul Daniel Blaj mă întreabă, ce e așa picant acolo? Oare ce e așa picant? Dar vedeai care e faza. Am cerut la burger să vină sos. Am cerut să vină sos picant și a venit picant, dar nu a fost cel mai picant. Și am zis, vreau mai picant. Ăsta e picant. Dar mai vreau un pic. Și uite aici cartofii, ce faine-s cartofii. Ca și în reclamă, așa e? Foarte bun cartofi. Foarte fain. Mai ștergem lacrimile. Pentru mine sosul clasic e vis. Da, mă, dar trebuie un kick, un spice acolo ceva. E mai picant decât ca și, ca și Carolina Reaper. Mulțumesc, am nevoie. Nu e așa de picant ca și Carolina Reaper, dar e undeva, estimez, la 500.000 ăsta. Dar Carolina are 1.300.000. Din ce arde ăsta picant? Întreabă cineva. Eu cred că e acid sulfuric. Iod. Hai, mai iau ca-ți dau cu... Nu mai las. Se vede pe tine cât e de picant. Paul Daniel Blaj spune, am 4 ghivece plantate cu Carolina să crească. Păi să crească și să mai vină și aici. Să ne suni. El m-a dat Carolina Reaper-ul din video care l-am făcut atunci, se numește Mânc și plâng. Video ăla, de la el. Mă, dar e curcat ăsta. Hai, mă. Asta l-ai gustat dulce? Nu-i dulce. O zis că e dulce. Da, au zis. Și el a zis că e puțin picant. Bun, ca și idee mai... Am încă un cartof. Bam! Încă unul și mă duc. Eu nu mai pot să-mi revin cu limba. No, așa da. Ha. Big burgerul ăsta e ce treabă, sincer. A fost? Excelent. Nu știu cum e de vită, dar ăsta de pui, pentru mine e excelent. Eu ruptem gură. Bun, hai să ajungem și la concluzii. Concluzia în felul următor. E picant. Burgerul, cheeseburgerul ăsta care l-am mâncat, e bun.
E un smash burger exact așa cum ar trebui să fie un smash burger. I-aș da o notă un 4,8 stele din 5. S-a părut foarte bun, e o notă super ok, adică un burger care îl recomand și o să facă poftă, clar, când o să trec de fiecare dată prin Ziman și mă bate gândul să mă opresc pentru un burger. Cam asta a fost concluzia. Zim cum a fost, câte stele din 5? Deci eu pot să-i dau 5 stele fără nicio reținere. E foarte bun, s-o simți salata crudă, crunchy, carnea de pui foarte bine făcută. Și cartofii foarte buni, sosul dulce, cum îmi place mie. Dacă vă place picant, luați picant, fără nicio reținere. E picant, E picant. Că toate literele mari, efectiv. Cam atât a fost. Până data viitoare, nu uitați să verificați pagina de Facebook pentru postările instante de la locul crimei. Stai că am pierdut un picuț. Și picantul ăsta m-a omorât. Te-o resetat. Cam atât a fost. Până data viitoare, unde, când ne hotărâm ce mai mâncăm. Mă, trebuie să-mi beau ceva, că cam atât a fost. Până data viitoare, ne vedem pe TikTok pentru varianta scurtă a clipului, care urmează să fie pus pe YouTube. Pe Facebook pentru poze de la locul faptei și, bineînțeles, nu uităm de YouTube pentru varianta completă a clipului. Bun, cam atât. Hai cu Hairan. Tot ce am mâncat aici a costat 46 de lei, dacă o să se vadă. A fost foarte bun. Cam atât a fost.